bineînțeles, din talba noastră, din teritoriul nostru, din zona noastră.
ansamblul Folclorii din Mugurași și Mănăstăreni, cu dansul nostru de pe Valea Protul și noi Șaca și noi, bineînțeles. Felicitări Mugurașilor, chiar se devenim ca voastră și perseverența ca voastră și a celor care vă instruiesc. Invit ultimul colaj al mândrelor protușene aici pe scenă, și anume o prezint pe Teodora Mircea, cea care este de aici, din Mănăstirea Coașii, și trebuie să o susțineți mai mult, pentru că e de-a voastră de aici, din Mănăstirea Coașii. Promite foarte mult, este o voce foarte, foarte bună, foarte talentată, foarte îndrăzneață și cu caracter așa cum ar trebui să avem noi cu toți. Teodora Mircea. Ia uitați-vă la mine, ia uitați-vă la mine, eram tineri.
În continuare vor urma două mari soliste cu care Valea Cașinului se mândrește. Doamna Gabriela Comăneci, după care doamna Elena Comăneci. Acum o invit în scenă pe doamna Gabriela Comăneci. Bună seara din nou! Vă spun în calitate de interpret de data aceasta. Mai devreme am urcat pentru a vă prezenta grupul vocal pe care eu îl ghidez. Astăzi mi-a venit și mie rândul să dau probă aici pe scenă. Nu vreau să lungim foarte mult momentul, ci vreau să vă spun cât sunt de mândră de ceea ce am văzut în această seară aici. Trebuie să arătăm și noi și mă bucur că s-a întâmplat deja lucrul ăsta. Ce zonă frumoasă avem, cât e de importantă, ce zonă istorică, ce copii talentați avem, ce munți pitorești și așa mai departe, ce costume frumoase avem aici la noi în zonă. Nu pot decât să promovez acest loc frumos, această vale a Cașinului, pe oriunde merg în lume, în țară sau peste cotare, și să lăsăm ceva în urma noastră. Asta este cel mai important. O să încep cu melodia ce se numește Am o minune de fată. Este cea mai nouă melodie a mea lansată alături de Orchestra Lăutarei din Chișinău, condusă de maestru Nicolae Podgros, și astăzi vă prezint și dumneavoastră. Mulțumesc!